Bun. Mai am un stop aici pe zona asta și am scăpat. Alo. 41 și 41. Ia să vedem. 41 și 41, cred că... Ah, da, e pe partea stângă. Ia să vedem, 41 odată și un plic. Haide, bă, ia scanează. Nu scadea. Am aici un plic. Și o pungă. Gata. Astea două. Și... Cam asta a fost zona, pentru că de acum scap de zona asta cu blocuri mari și mă duc într-un cartier, undeva sus pe munte, pe la munce. Ia să vedem. Avem așa. O dată și bă, eu nu văd. Altul nu e pe aici. Nu e. Dar unde o avea ăștia? Ia cu scrisori. Bine, cred că asta e o cutie pentru toată lumea. Bă, se pare că nu am numele. Deci, rote e ce e. Bun, să nu am vecini. Alo? Alo, guten Tag, entschuldigung. Ich bin von Amazon. Ich habe ein Paket für Sie in Aquar. Ja, stell dich bitte unten rein. Ja, vielen Dank. Danke. Ah, uite, avem aici. Ia să vedem. Hei, Ben, da, mă, uite. A, da, mă, e aici, mă. E ce trebuie. Ăsta lasă aici, da? Bun. Facem o poză. Și gata, l-am livrat cu ăsta. M-am asigurat că e numele tot ce trebuie. De obicei, dacă nu găsiți numele pe sonerie, un procentaj foarte mare se află pe cutia cu scrisori. Opa, așa. Ne-am suit în nou bolit. Ia să vedem unde trebuie să mergem. Vedem acum. Da. La blocul ăsta trebuie să ajung, dar cum fac? Sar direct sau ocolesc? Mai bine ocolesc. Mai bine ocolesc, că dacă sar, nu-i ghini. Și atunci, ia să vedem. Mă uit un pic pe hartă cum sunt așezate. Deci noi avem așa. Stopul 39 l-avem aici și stopul 37, da, de la 33 la 39. 37 e aici. Gen să-l dăm pe 37. Tam tam tam. Nu vă preocupați, că nici eu n-am mai fost niciodată pe aici. Nu vă preocupați că vai de mine ce pe unde s-a ascuns. Nu, vai, nici vorbă. Nici nu am mai fost niciodată pe aici. E prima oară când vin. Mililus. Vedeți, asta e rău aici, că n-arată etaj. Ar fi, dacă ar fi după părerea mea, partier 1, 2, 3, 4. Să nici n-am nicio notificare, nu spune nimic. Acasă sigur nu-i. Nu e. Nu e. Hallo, guten Tag, Entschuldigung, ich bin von Amazon, ich habe ein Paket für Sie Nachbar Mills, ich nicht zu Hause. Du kannst öffnen die Tür bitte? Danke schon! Oh, trage, eu ai ce umăr de ușa am dat. Ia Mills, ia să le Mills. Măi, azi după mine ar fi două, am zis patru, am zis bine, da? Erau aici două, hai să-i la patru. Două apartamente la partier, am luat câte două, 2, 1, 2, 3, 4. Ia să vedem. Să vedem dacă ce am spus eu corespunde cu ce am gândit și cu realitatea. Nu. Asta ce fac? Fii atent. Sunt la etajul 4, da? Am zis. Mai duc un etaj, dar nu cred că e la 5, dar pentru siguranță mă duc. Asta înseamnă un curier adevărat, frate, să-și caute clientul. Nu e. Acum, mă duc la... Yes. Partier.
Și acum mergem în etajul 3. Mai coborăm cu liftul, coborăm pe scări. Ne uităm un pic. Aici. Facem o poză. Și gata. Mi era cam așa să las în casa scării la partier. Nu prea pare așa safe, siguranță, în siguranță. Și atunci am preferat să livrez așa. Cât mi-a luat imediat. Dacă aș fi nimerit din prima, era mai bine. Bă, sunt bine, că nu mai duceam o tură mai jos. Am ieșit bine. Ia uite-l. Ia uite, una împinge, una o trage, una... Nu mai se... nu mai înțeleg nimic. Ah, stați așa, 39, că trebuie să fie pe aici pe undeva, 39, dacă nu știu. Ia să vedem. 39 în dreapta, da. Am văzut acolo pe plancadă care arăta cu săgeata, dreapta 39. Opa, ce fain ești deschis. Da, sunt. Bă, las. Trebuie să ne împăr cutia cu scrisori. Lorena. Pe? Lorena. Trebuie să vin undeva la etajul 1, partier etajul 1. Ia să vedem. Aici sigur nu e. Nu. Mergem la... etajul. Și gata. Bine, am avut noroc că era ușa deschisă la partier și am putut să intru repede. Stânga. Mă mai pierd un ionea, stai, ce să faci? Mai stânga, mai odată dreapta și am ieșit. Hai, ne vedem la mașină. Și uite așa, stau eu acum și aștept un coleg să vină, să-mi dea curent. Pentru că mașinuța mea i-a oprit luminile, i-am oprit castofonul, i-am oprit tot, i-am scos ăsta de aici, din, să nu mai consume curent. Să încerc să-i dau un pic de... Nu mai. E mortus. Bateria nu mai e, bine că cald tare nu mai e. Acum aștept un coleg să vină și... ce să zic, n-am ce să zic. Asta e, se mai întâmplă și de-astea. Vedeți, partea asta a curieratului are și câteva părți mai puțin plăcute. Asta e, n-avem ce să facem decât să așteptăm să vină un coleg să-mi dea curent. Asta e. Așteptăm să vină colegul să-mi dea ceva curent și pe aia să mă apuc iară de treabă. Astăzi o să rămân un pic în urmă, dar n-am încotro. Poate îmi trimite mai încolo ceva ajutor. Dar important e că am scăpat de zona de centru, partea asta mai grea. Așa cum ați văzut pe imaginile care au trecut. Tocmai ce am livrat acolo la blocurile alea și când m-am întors la mașină, mașina era închisă. Nu să zici că am lăsat lucrurile aprinse. Când am pus cheia, n-am mai luat. Asta e. Așteptăm să vină colegul și vedem după aia. Am ridicat capota. Aici la baterie să punem cablurile și să o pornesc. Și nici că nu mai opresc, nu mai opresc deloc. Până de seară mașina asta nu va mai fi oprită, va rămâne pornită toată ziua până ajung acasă. Asta e. N-am ce să fac. Bateria trebuie încărcată și ca să nu pierd alt timp, nu mai risc să opresc. Asta e. Pregătesc un triunghi pentru că va trebui colegul să intre, nu știu cu ce, dacă va veni cu cabluri normale sau, dar nu cred că are altceva. Și ăsta o să-l pun. Așa. Și mai are un de ăsta, da. Mai are două. Așa. Și ăsta așa. Și ăsta vine pus jos. Pac.
aici. Și aștept să vină colegul. Sunt de curent. Și ăsta o să-l pun undeva. O să-l pun undeva acolo. Că el când vine, vine cu mașina, vine, dau mașina mai în spate și o să vină cu botul aici în față. Să-mi dea aici curent. Bun, deci am pregătit tot, am făcut loc aici. El o să vină pe acolo, o să vină așa frumos. Așa fac. Am și triunghiul ăsta, îl pun aici. Ca mașinile care vin din față să știe că mașina e oprită. O să o blochez. Banda asta o să o blochez. Aștept. Oricum, eu am pregătit totul, el numai să vină repede, pac, pac, și am pornit. Asta e, n-am ce să fac. Stau aici, stau lângă dubă. Aștept să vină colegul. Bă, și ce fain era acum. Nu-i cald, nici frig, era potrivit, era perfect de livrat. Dar asta e, trebuie să stau pentru că n-am încotro. Aștept. Vino, vino, dai, până în ușă, dai. Dai, e suficient? N-am face scurt. Gata că face scurt? A, sări. Făcea scurt, era bine. Ia, ține un pic. O, slavă Domnului. Slavă Domnului. Mulțumim, tată. Mulțumim și colegului. Slavă Domnului. Stai să opresc. Start stop-ul l-am oprit, că se oprește și Da. Nu te-o las aici. Las-o pornită. No, păi toată ziua o las pornită, n-am altcum altfel. După aia... Câte mii de pachete au livrat sau mii de oprit. Da, într-aia pornește, oprește, se duce, normal. Păi am avut viitor înainte, eu la fiecare stop oprea motorul. Da. Și aveam. Da, îmi imaginez. Și n-am avut problemă. Păi și eu tot la fel, Vito am și n-am... Dar la Vito nu știu dacă vreodată s-a oprit bateria să aibă probleme. Eu, la multe Volkswagen-uri am fost și eu și am dat curent. Da, și la Renault la fel. La un moment dat avem, am avut 2-3 Renault-uri, tot la fel, nu mai pornem. Da? O las 10 minute, pe vechi o lași în pace, stingi tot de pe ea, ha, ca zice tare. Serios? Mișto, mersi, fain. Ha, super, mișto. Se. Am triunghiul. Nu mai stau să-l bag. Îl arunc aici în spate și am plecat, că sunt în întârziere. Am pornit-o, la urmă. Bă, la urmă, slavă Domnului, am pornit. E o problemă că livrez în ploaie, au crescut tot. De o săptămână de zile. Nu e o problemă. Crescut tot. Ia. Uite. Uite. Da? Nu e o problemă, da? Deci, uite, da? Nu e o problemă, da? Nu e o problemă. Și ăsta e final. Deci, sunt vărz. Și pe blugi, și pe tricou. Așa e la curierat. E bine. Aia. Mi-am cumpărat tricou nou, de la Kik. Cine știu că mă udă halul ăsta.
Și nu numai tricou mi-a luat. Mi-a luat și bluză. Tot de la Kick. Mi-a luat și bluză. Că cine știa că o să fie chiar așa rău. Și astea, direct le arunc în spate. Asta o mai țin, că în cap merge. Astea, sunt de fraști.